Nozua bună frațelor, bine v-am găsit la un nou uh, challenge, să zic așa, un nou video, de data asta un challenge bombă Acum vă lăs pe voi să ghiciți în comentarii cine zice așa cum am spus eu la început de live Nozua bună frațelor uh, Așadar, poate vă mirați de ce este așa de curat inventarul, bam 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 de ce crocodile? De ce? De ce? Hai toată lumea de ce crocodile? De ce? Bă avem un nou challenge, o nouă serie să zic așa avem, oricum avem șapte live-uri o să facem de-a lungul, 1 doi, trei și așa mai departe, șapte live-uri o să farmăm o săptămână întreagă în templu șarpe, o să cronometrez, o să îmi notez într-un notepad cam câte ori am format extra live plus cele de de pe live Și o să vedem la, la final câți uni am putut strânge uh, O să vă arăt pe Am lăsat câte o marcasită, câte o pe Câte o piatră, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 uh, Și câte un beril trebuia să lăs Dar lasă, e bine că le-am pus în depozit Beril obscur mă refer Scoicele sclipitoare nu am niciuna, o să le dropăm de acolo Și vedem ce și cum facem uh, Până în alta ne vedem Direct acolo Eu am un, uh, un pergament oraș dacă nu ai pergament oraș să-ți faci de fiecare dată când te duci iar dacă ai pergament oraș se cheamă trecătoarea Ilad, ajungi acolo din prima mapă te duci în a doua mapă din a doua mapă te duci în a treia mapă din a treia mapă te duci în a patra mapă și acolo găsești trecătoarea Ilad <coughs> da, glumesc, o să vă arăt într-o zi și drumul dacă vreți, dați subscribe și intrați pe live uh, nu mai stăm de vorbă bam, păgăm șamanca uh, totul constă în, Într-o într-o misiune deci intrarea în templu șarpe constă într-o misiune ce trebuie să o iei de la uh, gardian șarpe eu cred că o am, am luat-o deja îmi place mie să o iau așa din când în când mai îmi mai place să o iau așa și să bați niște metine care le găsești stai așa că nici nu știu unde mă aflu ba da uite în zona asta ar trebui să le găsești uh, bați niște metine să-ți pice acest aceste minunate pilituri de fier. Eu am două, normal trebuie să ai zeci, trebuie să faci 10. Am două culese, mai am 8. Băgăm șamanca, activăm alchimia. Misiunea asta e, e, foarte potrivită pentru un mental. Mult mai bine bate mentalul aici, fără caterincă, fără misto, deci mult mai bine bate mentalul aici, pentru că nu-l aruncă de la metin. Te aruncă foarte tare mobii ăștia. O să dau și un buf rapid. Hai că am timp să dau buf, că deja m-a spart, m-a omorât. Da, vedeți? Cam așa te aruncă. Dar eu o să stau până dropăm o pilitură, să, ved, să vă arăt cum și ce, ce, se întâmplă. Așa, am dat un buf. Cel mai bine nu este să bateți metinul cap-coadă. Dați damage, scoateți mobii și apoi bateți mobii. Casura nici nu pot să-l bat cap pentru că mă aruncă. Dar cel mai important este să bateți mobii Deci uite În principiu CH6, CH5, CH4 Și, 6, cea -și, 5, cea -și 4, pe CH3 termin misiunea Cât un metin ce se află în zona asta Termin misiunea 3-4 CH-uri Cam așa ar trebui V-am zis, lăsăm până facem o piritură, după aia dăm pauza și ne auzim imediat ce intrăm înăuntru, vă arăt ce voi bate săptămâna asta și cum voi bate. Uite, gri, clară, deja am început bine. Deja am început bine. Ficior mi face o gălăgie acolo, dincolo, vai, 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 vai. E, așa, deci dacă vă place chestia să nu uitați să lăsați buton de like acolo, deja am lăsat 4 minute, o să mai dureze 2, 3, 4, 5 minute videoclipul când vă prezint și după aia să ne auzim pe live-uri și pe, uite, cu chelpi. Pe, pe live-uri și ulterior, dacă o să mai fac vreun, vreun videoclip, să vedem unde ne situăm. Hai, ne auzim după ce termin misiunea. Bă, hai că mers mai bine decât mă așteptam. Serios, foarte, foarte bine a mers. Am terminat misiunea, am făcut pe CH5, am făcut 6 de uh, da, 6 pilituri. Pe CH4 am făcut uh, una. Acolo a fost așa mai uh, mai sec. Uite, gri clară, nici nu știu să mai bate metinul ăsta. Nici nu știu dacă să mai bate metinul ăsta. Haide să încercăm să vedem cât mai are. Nu mai are mult, îi dăm rapid de pe, de pe mount ăsta. V-am zis ce este enervant aici. Foarte enervant aș putea să spun. Faptul că te arunc în toate direcțiile. Mai încercăm comandii, luăm mobi de acolo, intrăm pe el și pa! Che, chelpi Bune astea. Bune astea. Îi fain că pică câte trei pietre la metini. Deci trei pietre. 0 plus 1 plus 2 și bineînțeles la ce sunt bune astea sunt foarte bune la făcut gaia frate Deci foarte bune la făcut gaia Mergem să ducem misiunea Ducem rapid misiunea acolo jos Așa pe aici Ușor lovitura degetului nu mai trebuie Am luat și două color draconis cât am bătut pe PCH pe 6, 5 și 4. Mamă, nu cred că m-a blocat ne Scoatem alchimia, ne lăsăm morți Să mai întâmplă și de astea Și la case mai mare <coughs> Bam, aia zic e, nu uitați că dacă ați ajuns până aici trebuie să, tați, să vă uitați până la capătul videoclipului Să vedeți ce, ce... Ia! Ce respingere pică? Săgeată de foc Așa După cum am zis veniți aici după ce ați făcut misiunea, pam, templu pe lui și acum dat intră. Vă vedeți că aveți niște misiuni zilnice care le puteți lua de aici, repetitive și puteți să, de fapt, 100% vă, vă dă orison. Deci 100% vă dă orison. Nu glumesc. Așa. Prima dată mergem rapid să vă arăt ce urmează să batem de-a lungul acestui challenge, ce, ce o să vreau eu să batem. Bănuiesc că boss momentan nu este, pentru că lumea stă aici pe boss, momentan nu cred că îl găsim, dar o să ne băgăm să spargem un metin. Deci, metinile astea le spargem pe fiecare GH, sunt în același loc, aproximativ același loc. Rezistență vânt, în primul rând, vă trebuie să nu uitați. Rezistență vânt maxim. Maxim. Și ca să stați liniștiți, eu îmi pun așa. Uite, nu aveam alchimia activată. Eu mă pun pe leu, în timp ce... M-aș duce până la bucătărie, dar sunt în și nu pot să mă duc. În timp ce stau pe metin fără nicio problemă. Mă duc să-mi aduc doza de uh, ursus cooler, cufer sau cum îi spune cooler. Îmi beau doza de ursus cooler și o să, la final vedem ce și cum am dropat. Uh, revenim. Deci v-am zis, aici vânt, da? Rezistență vânt. Cât vânt am eu aici? Vânt și la el sunt tuneric. Rezistență vânt. Uh, 109 vânt am aici. Fără energie. Cu tot cu energie 112 vânt, da? Deci 112 vânt. Uh, pot să zic că bate, cred, cred că bate și fără colerul ăsta. Dar mie îmi place să stau liniștit. Mie îmi place să stau liniștit, să farmez liniștit. După cum vedeți, nu mă dau de la metin. Pentru cei care vor să dea de la metin, poți uite, scoică că sclipitoare, poate să fie mult mai benefic dacă te dai de, la, de lângă, de la metin, așa știu eu. Gen, te dai, te duci acolo, bați mobi și revii. Și e posibil să iei mai multe scoici sclipitoare. Gen, uitați, așa o să facem acum ca să, să vedeți ce vorbesc, să nu mănânc la ciuperci. Deci, ne ducem aici La colț, da? Hai să punem și, teama asta <coughs> Ne ducem la colț Și așteptăm toți mobii Și să vedeți aici scoicile sclipitoare Cum pică, cum pică scoicile sclipitoare Mai e că sunt pic cam mulți uh, mobi Și ați vedeți cum îmi dau stunul dar în principiu Pentru cei care vreți să farmați maxim Să luați maxim Puteți să luați și elixir rezistență Gnol gol și elixir putere gol. Gnola, uși la mine. Uh, un meci mai prost cu scoicile sclipitoare, dacă nu mă înșel. Da. Dar în principiu așa este cel mai bine să faceți, pentru că le găsiți, găsiți scoicile sclipitoare, pică mai bine așa. În rest pică multe prostii aici, fără, nicio, fără doar și poate, o grămadă de prostii. Vedeți la final, am luat, am văzut mai înainte o scoică sclipitoare, acum nu o mai văd. Uh, acum chiar nu mai văd Piatră plus 1, piatră plus 2 Carte abilității Am luat scoica mai nit, N-am luat-o Cufăr carte, din astea e bine că mai pică Cărțile alea de Al șapte... Uite scoica Al șaptelea skill și se mai vând La 5-6 milioane cărțile de ninja, cărțile de war Se mai vând la 5-6 milioane Ia să vedem Așa. bă, marcasitele galbene eu le iau. Deci la metinul ăsta un meci mai prost. Ba, nu chiar. Uite-o și pe a doua. Nu e meci mai prost că două scoici sclipitoare e ok. E ok. O să vedem și prețurile la ele. După cum v-am zis aici, dacă am dat schimbă caracter, găsesc chiar și metinul. Dar ne auzim să vedem dacă găsim bosul să vă fac să vă arăt și de acolo. bărbă... Am găsit și bostul. Ei, Nu e chiar atât de greu de găsit, dar e plin de pe aici și e posibil să l la început să muriți de nervi. Dacă intrați pentru prima dată aici. Nu mi-am activat taise-ul ca să-i dau tare. Așa, să-i dau tare. V-am zis, rezistență, vând, pământ. Mai bag un pământ aici să fie treaba treabă. Scoicile sclipitoare, le băgăm și pe ele. O să le facem un loc aici mai special. Că Astea le urmărim foarte mult. Deci astea chiar le urmărim foarte. A, oh, au și murit. Uite, că sclipitoare. O scoică. Uh, nu știu ce. Beril obscur. Cufăr comoriohara. Lamă demon dacă aveți pet de crescut. Marca asta verde clară. Gri. Uh, p acceptabil. Aș putea să zic. Acceptabil. Mai putea să dea piatra fierarului manual deci manual, uite marmură binecuvântat mai putea să dea piatra fierarului. Bosul ăsta îl găsiți în toată mapa câte unul pe ch spor la farm după 10, după jumătate de oră de farm mai dau un outro, vă arăt ce am făcut și ne auzim bă, hai că poate trebuia să pornesc mai bine asta după aproximativ câteva metine avem 15 scoi scripitoare avem niște perile luate din capa 5 pietre de plus 4 3 de astea au fasole suntem binișor suntem binișor suntem binișor avem cred o oră, o oră și un pic avem de când farmăm hai să stăm pe niște metri în seara asta mergem să facem 2 melei și să ne auzim pe data viitoare am vorbesc mai mult acum la final pentru că doarme Dominic să ne auzim pe data viitoare, ori pe live, ori facem un nou videoclip să vedem în ce stadiu suntem. După cum observați, am uitat să mut oni, dar sunt 887, o să-i mut pe, War imediat ce ajung când mă pun, pentru că aici, dacă dai schimbă caracter, nu te scoate, nu te întâmplă nimic, dar dacă, e, te du, dacă ești din templu, trebuie să faci înapoi misiunea aceea cu 10 plituri de fier. Eu am fost Crocodil și până data viitoare apăsați butonul de like, vreau să facem 300 de like-uri și vreau să-mi spuneți în comentarii cam cât credeți că facem într-o săptămână de Templu Șarpe. Chiar sunt curios părerile voastre, v-am pupat și vă doresc o seară nemai pomenită. grijă de voi, pa!